Hey Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu astăzi o să vă arăt cum să vă faceți parola pentru școală, la școală. Eu de obicei sau mai mereu îl fac drept cu placa și să vă arăt cum să-l faceți. Dar înainte de toate, vă trebuie să vă abonați, să apăsați pe acest buton de subscribe și să nu uitați de Instagramul meu, aveți chiar aici. Acum să începem. Luați-vă părul. Așa, pieptrați-vă părul foarte bine. Ok, gata. Acum trebuie să luăm placa. Și dăm drumul. Deja am pus-o în priză, să lăsăm să se facă caldă. Da. Acum, luați-vă un breton, dați restul părului așa și începem. Să mă dăm drumul puțin. Părul meu este destul de creț. Eu, din fericire, am o placă atât de bună. Care are chestia asta care e o pieptere părul. Da, trebuie să pasăm. Și uitați-vă cât de drept este. Wow. Și revin după ce mi-a făcut alt părul drept. E puțin plictisitor. Uitați-vă, nu e mare diferență, nu e așa, părul drept și părul meu normal. Și când vă faceți părul, să aveți grijă să nu aveți părul ud. Că să fiindcă placa e placă și curent păr și o să vă vine părul așa. Și gata, mi-am făcut tot părul drept. Și asta a fost vlogul de astăzi. Ne vedem data viitoare cu noi videoclipuri. Apropo, era vlogul de săptămână vlogurilor. Pa, pa!